Dacă ne uităm la fișierul original, o să vedem aici că avem aceleași formatări care se repetă, textul arată peste tot la fel, titlul arată la fel la un document și la celălalt doar dimensiunea diferă, supra e la fel, lidul este la fel, ambele articole încep cu aceeași formatare cu letrina și la fel și pentru legendele de text, avem niște text bold la început, niște text italic după, deci avem aceleași formatări. Aceste formatări sunt deja în acest document, salvate ca stiluri. Dacă vă uitați în lista de Paragraph Styles, aveți aici supra-titlu, titlu, variantă mare și mică, lidul, letrina este paragraful cu litera mare de la începutul articolului, corpul este corpul de text, care este majoritatea textului, numele fotografului, numele secțiunii, care este în partea de sus a paginei, pagini și paragrafe cu liste, cele care au niște triunghiuri uh, la începutul paragrafului. Acestea le vom folosi ca să formatăm rapid tot textul de pe această pagină. Uh, voi deschide din folderul cu links primul document aici, agrarfallen.docx, este uh, textul de care avem noi nevoie. Și o să iau în primul rând aceste prime trei paragrafe. Vedeți, avem supra-titlul, titlul și lidul, care vin pe două coloane și restul textului vine pe câte o coloană. Și atunci astea vin într-o casetă și restul textului vine tot în aceeași casetă, sau mă rog, în casete legate între ele, care se comportă ca o singură casetă. Deci o să-l copiez pe ăsta de aici și dau paste. Îmi face automat o casetă pe care o să o pun. Să, să ies din modul preview apăsând asta W. O să o pun cu două rânduri sub imagine, pentru că pe primul rând vine legenda foto, și apoi avem încă un rând nevoie de spațiere. Deci, trebuie să vină cu două rânduri sub imagine și exact aliniat la primele două coloane. Și acum, foarte simplu dau click în primul paragraf și în panou Paragraph Styles, primul stil este supra titlu, vedeți, dau click și automat mi se formatează. Al doilea paragraf este titlul, este titlul mic, celălalt fiind mai mare. Este titlul mic și lead totul este din câte un click aranjat și o să scurtez caseta asta să -mi încapă, să fie exact cât îmi pe textul și apoi aduc restul textului de la paragraful 4 până inclusiv numele autorilor. Las în urmă deocamdată legenda imaginii și uh, numele respectiv sursa fotografiei. La fel dau copy și paste și pun caseta asta pe o singură coloană, lăsând din nou un rând liber între caseta dinainte și caseta pe care o fac acum. Și în jos va veni până la linia de deasupra graficii de jos. Și dau click pe plus ca să-mi încarce restul textului și continui să adaug celelalte casete. Mă asigur că totul este aliniat corect. Și aici în partea de sus, tot așa, avem două rânduri sub imagine și dacă avem structura pe coloane gata făcute, putem să uh, identificăm doar punctul din care vrem să pornească caseta și în momentul în care dăm click pur și simplu, uh, InDesign va crea o casetă de lățimea unei coloane până la marginea de jos. Deci asta va trebui scurtată, că nu vrem să ajungă chiar până acolo. Dar putem pur și simplu să dăm click la aceeași înălțime din nou și să scurtez. Și la fel începe de unde încep și imaginile. Și putem să scurtăm casetele astea dacă le selectăm și simultan. Și ăsta este textul adăugat. Vedeți că în continuare am plusul aici, deci nu mi-e -mi tot. Dar asta este pentru că încă nu este formatat. Deci voi veni aici să selectez tot textul. Dau dublu click într-o casetă de text oricare dintre ele și pot să mă duc la meniul Edit să dau Select All sau Control A de pe tastatură, îmi selectează inclusiv textul care nu este uh, în casetă, care n-a încăput, care este în afară și doar selectez de aici Corp din, menu, din uh, pac, caseta, din panou Paragraph Styles și în mare este tot formatat. Avem câteva locuri speciale, avem acest paragraf, avem aceste paragrafe și numele autorilor care au nevoie de uh, tratament special, dar sunt stiluri și pentru asta. Primul uh, paragraf are stil letrina, pentru că adaugă letrina. Aici avem paragrafele care încep cu GEL, subvenționând și directe sunt o listă și în față la directe avem un spațiu care ar trebui șters. Și uh, numele autorilor, vedeți că nu sunt în această listă, sunt în lista de character styles. Pentru acest caz specific nu ar fi fost nevoie, putea să fie și uh, stil de paragraf, dar la articolul următor. Puteți să vedeți că numele autorului și textul se termină pe același rând. Și atunci nu putem să avem două stiluri de paragraf în același paragraf. Și pentru situații de genul ăsta avem stiluri de caracter. Aici este autor și o să le aliniez manual în partea dreaptă. Și acesta este textul de bază plasat. Înainte să trecem la imaginea asta, la graficul ăsta mai diferit un pic, o să vreau să adăugăm și legenda foto. Deci este, este vorba de acest paragraf de pe ultima pagină din documentul cu textul. O să-l copiez o paste aici și va veni pe rândul de sub imagine, o să fac asta un pic mai mare să văd ce se întâmplă acolo și o potrivesc la sfârșit. Și dacă ne uităm, aici avem o situație un pic mai specială pentru că avem două formatări diferite pe același rând de text. Deci, clar aici nu putem să avem stiluri de paragraf, pentru că s-ar aplica automat la tot rândul. Un rând nu poate să fie mai puțin decât un paragraf. Uh, și atunci, pentru ambele tipuri de formatare, numele fotografiei, să zicem, până la două puncte și descrierea de acolo încolo, avem câte un stil de caracter, care se poate aplica doar pe, și doar pe uh, textul care este selectat. Deci o să selectez bucata asta până la și inclusiv două puncte și la stilul de caracter nume foto și la stilul de paragraf o să fac caseta lungă să-mi încapă tot textul și selectez pe restul și aplic descrierea foto. Acum vedeți că acest text nu încape pe o singură pagină. În același timp, să-l punem, să treacă de pe o parte pe alta, direct peste, peste cotor, ar fi un risc ca în revista finală să nu se poată citi textul, pentru că aici unde se îmbină paginile se pot întâmpla tot felul de, din, punct de vedere de, din punct de vedere tehnic, pot să apară tot felul de probleme. Așa că pentru textul care ar trebui teoretic să curgă de pe o parte pe cealaltă dar nu încape. Avem avem aici un indicator până unde ar trebui să meargă caseta. Deci o să trag caseta până aici pentru prima pagină și din cauza zoomului nu se vedea cel de-al doilea, de pe partea cealaltă, dar aici spațiul este de fapt același spațiu ca uh, între coloane și de o parte și de cealaltă. Uh, și atunci textul se continuă pe partea cealaltă, cel mai simplu este să facem două casete, una pe pagina din stânga pe care o avem deja. Da pe plus ăsta pentru cuvântul care rămâne să, dacă reușesc să-l nimeresc. Nu ce problemă când descasetele casetele foarte înguste. O să o fac mai înaltă atunci, să pot să dau click pe plus. Ups, am, aveam altul unealtă selectată, de a nu mergea de fapt. Da. Dau click pe plus și fac o casetă și pe partea asta alta. Și le fac exact de înălțimea rândului dintre poză și titlu sau supra titlu să fim mai preciși. Și aici vedem că nu se aliniază exact la fel din ceva motiv, oricum vrem să se alinieze pe partea de jos a casetei să fie pe linia asta și să fie un pic mai multă spațiere între, uh, între poză și text, așa că o să selectăm caseta și de aici de sus o să dau Align Bottom să se alinieze la baza casetei și acum totul este aliniat frumos. Aici de fapt trebuia să pun caseta asta așa. Să se vadă continuarea. Și acesta este textul aproape complet.